Salutare și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Acest joc se numește Fortnite și este un joc recomandat de voi, pentru că eu n-aș fi încercat jocul ăsta dacă nu erați voi. Voi mi-ați recomandat să îl încerc, am zis băi, hai să-i dau o șansă acestui joc, adică na, că nu e genul meu, eu joc mai mult jocuri cu poveste și astea, eu nu joc din astea online, dar ăsta nu știu, mi s-a părut foarte interesant pentru că am văzut și eu ceva clipuri din joc la alți youtuberi. Și mi s-a părut destul de interesant și am zis, băi, să-l încerc și eu, dacă tot am văzut că jocul e foarte popular pe YouTube în ultima vreme. Și am zis, de ce nu, de ce să nu încerc și eu jocul și poate cine știe pe viitor o să fac o serie, asta numai dacă voi vreți să vedeți o serie cu jocul ăsta făcută de mine, pentru că eu nu prea am experiență la jocul ăsta, momentan. Și da, totul depinde de voi, să lăsați un like acolo, un comentariu, să mă susțineți, să ziceți, băi, îmi place, nu contează că nu știi să joci momentan, dar fă o serie și eu cu siguranță o să fac. Deci o să joc singur pentru că n-am cu cine să joc, nu prea am eu prieteni așa mulți și să-i dăm bătaie, nu? Oricum, e foarte interesant jocul. N-am jucat până acum astfel de jocuri, pentru că am înțeles că mai sunt jocuri de gen, dar eu n-am încercat. Ăsta cred că e al patrulea meci de când am luat eu jocul. Am făcut și un level 4, nu știu cum am făcut pentru că am cam pierdut, n-am câștigat niciodată. Da, na, pe viitor, dacă joci, prinzi experiență. Dar o să joc acest joc numai dacă voi vreți să vedeți serie cu el pe canal, adică să mă vedeți jucând acest joc. Dacă nu, nu o să joc pentru că da, n-are rost. Ce am, ce tatuaje am. Deci chiar nu vreau să fiți dezamăgiți că o să pierd și astea, pentru că v-am zis, n-am mai jucat astfel de jocuri și astea e ceva nou pentru mine. Dar sper să mă descurc, să nu vă dezamăgesc totuși. Și sper să vă placă. Vreau să fac, dacă o să fac o serie cu jocul ăsta, să fie o serie comică, frate, să râdem. Ori râdem, ori nu mai râdem. Hai mă, frate, să vedem. E foarte tare chestia asta, mă, te urci în autobuz. Uite-te și tu ce autobuz, frate. Uite-i pe ăștia, băi, cum sar, mă, frate. Și e foarte tare chestia că la grafica pe care o are și cât de interesant e jocul, să fie gratis e foarte tare, pentru că e gratis jocul. Oricum mai sunt anumite chestii care trebuie să le cumperi și astea, dar eu n-am băgat bani în el momentan. Poate pe viitor, nu știu dacă o să încep serie cu el și... Așa, hai să vedem. Dacă o să prind experiență în joc. Până una alta, mă fac și eu de râs în acest prim episod, probabil și în al doilea episod, dacă o să urmeze, pentru că n-am. Dacă n-ai experiență într-un joc, n-ai cum să faci de la început, adică să fii expert, frate. Să mă duc aici, am mai aterizat cineva aici. E foarte tare, parașuta asta îmi place maxim. Să ne uităm noi bine, dacă mai e cineva pe aici. Eu nici nu știu itemele astea pe care le poți lua. Ce fac și astea, deci eu chiar nu știu. Hai că ăsta știu. Ultima dată când l-am luat, l-am probat și scut. Bay pack și fac scut. Știu că poți să iau doar până la 50. Nu poți să iau. Ok, am luat gloanțe. Poți să construiești în joc, oricum voi, v-am spus, voi cu siguranță știți mai multe decât mine. Băi, am auzit pe cineva. Iau shotgun, frate, că ăsta e putere. În ultimul meci, unul cu shotgun mi-a dat, frate, și m-a renorocit și o aveam o mitralieră șmecheră rău. Oh, am văzut pe sus, pe acolo s-a dus. Ăștia construiesc, mă, frate, știu să construiască și astea rapid. Eu nu prea mă descurc. Sunt curios pe unde vine.
Ah, uite, construiește acolo ceva. What the fuck, nici nu știu ce e aia. Băi, ce rău e să fii începător, mă. Bă, du-te în puii mei. Băi, bun ești, mă, frate. Bun ești, n-ai ce spune, frate. Ne întoarcem la lobby, ce să facem? Asta e. Dacă sunt începător, n-ai, frate, ce să facem? Hai să vedem. Încercăm din nou. Nu ne lăsăm. Eu aș vrea să vă arăt ceva interesant, dar n-am, frate, ce să vă arăt, că trebuie să mă înțelegeți. Fac lucrul ăsta pentru că mi l-ați cerut. Eu acum sper să prind experiență pe viitor la jocul ăsta, da? O să vedem. Eu zic că o să prind, pentru că eu prind repede la jocuri. Da, na, nefiind genul meu de joc, vă dați seama, e mai greu să mă acomodez. Până îmi văd și eu armele și astea. Construcțiile astea, pot să pui capcane, am văzut. Dar, bă, frate, nu rămân cu arma asta. Nu cred că rămân. Hai să vede. Deja s-a aruncat cineva. A, ce? Cineva, că foarte mulți s-au aruncat. O să mă arunc și eu, ce să mă bag în oraș? O fi cineva aici în oraș? Aoleu. Aoleu, pe ce ai făcut, bă, nene, bă? Aoleu, cât sunt, frate. A, mă duc la McDonald's. Mă, o să mănânc un hamburger până o să vină ăștia să mă omoare. Ceva aici, pe acoperiș, eu? Strălucește ceva. Păi și armă de unde, frate? Mamă, ce pistol, frate, e mai mare decât mine. What the fuck, man? Nu te cred, unde ești, mă? Nu știu ce e cu sunetul ăsta, că tot se aude sunetul ăla. Un fel de muzică, așa. Ești nebun. Ești nebun. Băgați-ai sârmă în nas. Mamă, sunt praf. Nu contează. Muncind din greu, așa capeți experiență. Play. Dau play, nu replay. În continuu până la 3. Facem și o mică rimă. Relu pierde și are stimă. Se știe. Numărul 1. Relu pierde ca jupânul. Nu e așa? Mă, frate, au experiență ăștia, bă, dar cât a jucat, mă, jocul ăsta, mă, frate, 3, 4, 5, 6 ani, mă, frate. Băi, ce înseamnă să joci numai jocuri din astea cu poveste, mă? Cred că n-am mai jucat un joc pe PC de foarte mult timp. Ce-mă? Acum sunt pletos, mă, lași. Hai să vedem. Deci știți cum e, nu joci, nu câștigi. Joci, prinzi experiență, o să vină rândul să și câștigi.
Dar cine știe, poate în episodul 2, în episodul 3 să câștig eu vreun meci, dar nu prea cred. Oricum, cu ajutorul vostru, că o să-mi dați voi sfaturi în comentarii, o să prind experiență. Pentru voi fac orice, frate. N-am cum să nu învăț să fiu bun la jocul ăsta. Oricum, dacă o să văd că vă place și vreți să... Cu toate că n-am făcut eu mare lucru în acest prim episod și o să văd că lăsați like la acest episod și comentarii că vreți să facem serie și că vă place jocul și... Jocul făcut de mine, adică să joc eu. Să vedeți o serie făcută de mine pe YouTube. Cu siguranță o să fac, frate. De ce nu? De ce să nu fac? Ne uităm frumos așa, vedem dacă e cineva pe aici, avem un turnuleț. Eu nu știu să construiesc, mă, frate, așa repede. Ăștia construiesc repede, mă, frate. Eu sunt învățat cu gamepad-ul de la PlayStation, dar, sincer, nu l-aș juca pe PlayStation, că e greu, frate. Cu mouse-ul și tastatorul e cel mai bine, că... Păi cum nu construiesc eu? Eu nu pot să mă urc aici. Ce-i asta? Dar de ce nu pot să pun? Nu mai am lemn? Da, cred că nu mai am lemn. Da, nu am lemn. Ihu, n-am lemn. Mă urc în turn. Ia o armă, că poate cine știe, o fi vreunul pe aici. Uite, bă, o valiză, bă, frate. A, ce sturile astea scurt? Sunetele astea, mă, frate, în sfârșit am aflat și eu. Mi s-a părut că urcă cineva. Mi se dă eu volumul la căști. Mai tare. Două arme la fel, what the fuck, man. Bagă scut. Bă, dar ce, mă, nu fac și eu, mă, un kill, mă, naibii, mă. Bă, un kill, mă. Chiar așa de praf sunt, mă, frate. What the fuck, ce zgomot a scos copacul ăsta, mă, lași. O, l-am văzut. What the fuck, man? E în casă, frate, unul. Cred că sunt mai mulți în casă. What the fuck? Băgați sârmă în nas. Ce m-am speriat? Ce mi-a dat omul, frate? Ce am făcut eu, bă? Ce serie de joc de ăsta fac eu, mă, frate? Ce am făcut, mă, nene, mă? Că pierd, n-am câștig nimic. Ești nebun? Ma. Sunt curios câte dislike-uri o să strâng la seria asta. Când o să vedeți cât de praf sunt. A, nu contează, mă, frate, mă, iau, uite cum vin aici cu negresa și dau cu târnăcopul. Ia uite-i pe ăștia, bă, ce topoare, ce de-astea au, mă, ăștia au skin-uri, mă, frate, au, uite. Ce, mă, eu nu știu să dansez. Nu dansez, mă, frate.
Mă, vreau să dansez. Nu mai am, mă dau jos. Băgava sârmă în nas. Dacă reușesc să fac și eu un kill. Un singur kill am făcut într-un match, atât. Am omorât și-o pe cineva care avea topor. Eu aveam armă, el avea topor, târnocop de ăsta. Vă dați seama, a fost un kill ușor. Să mă duc la cabana asta, să mai fi dus cineva aici? Nu cred că s-a dus nimeni. Sper să nu se fi dus nimeni. Da, ba da, e cineva. Am luat glonți, că arma am. Să stau ascuns, frate. Ce-a luat ăsta tot? Ce, mai am eu ceva de luat de aici? Am revolver de ăsta. Unde s-o fi dus? Ce am, nu vine să cred cât de bun sunt la jocul ăsta. Pierd imediat. What the fuck? Du-te în puii mei. Mă omor singur eu. What the fuck? Ma. Dă-te bă că vreau să... Bă că eu mă omor singur, mă, că n-am... Nu trebuie să vine nimeni să mă omoare, că eu mă ocup singur de mine, că na, ce rost. De asta, mă, că știu că mergea să, nu știu pe ce, știu că merge să dai, să alerge singur, să-i dai automat, să nu mai ții apusa pe shift. Eu la câtă viață mai am acum, dacă îmi trage un glonț, ai. Am văzut arma acolo, frate, ce nebun. Nu pot să iau. Probabil trebuie să... nu poți să le iei direct, ok, trebuie să te oprești, am înțeles. Hai că încep să învăț și eu anumite chestii. Deci tot a fost cineva pe aici. Problema e că eu am nevoie de viață. What the fuck? What the fuck, man? Du-te mă-n puii mei, ești nebun, ești prost. Că nu te cred. De unde ai venit, mă, nebunule? Băi, când îmi luam și o viață, deci vreau să mă viața, a venit-l și m-a omort. Da, mă, frate, interesant jocul ăsta, deci... Am luat ceva kill-uri, nu? Da. Să mai facem level 5 în episodul ăsta. Foarte bine, primul meu episod, fac level 5. Și uite că fac level 5, frate, fără să fac vreun kill. Da, sunt foarte bun, frate, la jocul ăsta. Deci nu vine să cred cât de bun sunt. Mă uimesc singur. Sper că ați înțeles ironia, nu? Că sunt praf la jocul ăsta, sincer, ce să mai... Sunt praf, praf, praf. Oricum... Am făcut și episodul ăsta să văd dacă vreți să facem serie, dacă vreți să prind experiență în jocul ăsta și după aia, nu știu, poate facem, continuăm. Ce ai făcut, mă? Ho, că o să ai ocazia să mă omor, stai liniști. La cât de bun sunt eu în jocul ăsta, nu o să fie greu să mă omori.
Vai. Uite, bă, nu pot să dau un banc aia. Gata, mă, frate, ne pregătim de îmbarcare. Ne îmbarcăm în belicicopter. Uite aici, zona de antrenament aici, frate. De ce, mă, nu pot să mă arunc de aici? Nu pot să mă arunc. Vreau să mă urc în pădure, mă, frate. Ham. În pădure mă duc. Oricum ăsta e ultimul meci. Sigur, deci să nu vă aștepta să câștig. Sigur o să pierd, dar nu contează. Voi acum, după acest meci, pentru că se încheie episodul, cum v-am spus, trebuie să lăsați comentarii dacă vreți serie cu jocul ăsta, dacă vreți să prind experiență, dacă v-a plăcut, cu toate că n-am câștigat niciun meci, cu toate că sunt praf la jocul ăsta. Lăsați și voi un like acolo. Să-mi dau și-o seama dacă vreți să facem serie și vreți să continuăm cu jocul pe canal. Dacă nu, să știu să mă opresc aici. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck, man? Nu te cred, mă, nu te cred în puii mei, nu te cred. N-ai cum. N-ai cum. N-ai cum să rămâi, băi. Bă, frate, mă, lași, am rămas în copac. Mamă, Doamne ajută, o armă aici. Da, ce am fost armă, incredibil, foarte bună. Bă, ce pui mie, mă, cum mai am 60 la viață? Păi ce mă, dacă am căzut în copăcel, gata, mi-a luat viață? Bă, cred că mi-a luat viață că am căzut din copăcel. Păi ce vrei, frate, să rămân blocat acolo? Mamă, du-te, mă, ești nebun, mă, să iau tractorul eu. Oricum, una peste alta, sincer vă spun, îmi place jocul, ideea jocului în sine e foarte, foarte mișto. Ce e asta, shotgun? Păi e bun shotgun. Ia să vedem, ăsta îmi dă 100% scut. Da, tot 50%. Nu pot, mă, să iau tractorul, vreau să iau tractorul, frate, să merg cu tractorul. A, uite, e cineva acolo. Nu vii, mă, aici? Să te omor. Ce avem noi aici? Am nevoie de viață. Unde e rulota aia, frate? V-am spus, dacă vreți să continuăm, lăsați și voi un like, un comentariu de încurajare acolo. Să văd că vreți să continuăm, să facem o serie cu jocul. Dacă nu, lăsați dislike, pentru că, să-mi dau seama. Băi, nu mi-a plăcut de cum ai jucat și astea. Dar vreau să știți că sunt la început în jocul ăsta, adică n-am jucat, nu sunt expert. Și mai ales că nu e genul meu de joc. Eu am vrut să încerc jocul și să încep serie pentru voi, pentru că mulți dintre voi mi-ați cerut acest lucru. Ăștia 100 și ceva de persoane care sunteți și care mă urmăriți, am zis să fac pentru voi. Și, da, chiar îmi place jocul, sincer vă spun, asta e, n-am eu experiența cu asta, e ce să faci. Pofta vine mâncând, deci trebuie să joc ca să câștig experiență. Dacă nu joc, n-am cum să câștig experiență, să învăț, să joc bine jocul ăsta. Ce, unde suntem, la circ?
Mama, a fost cineva pe aici, că ăștia construiesc, bă, frate, construiesc din astea pe aici, se urcă, se alea. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck, man? Mi-a crezut că e o bombă în casa asta, frate. M-am și speriat. Mamă, mai sunt 34 de persoane pe mapă, frate. E, așa mai zic și eu. Da, frate, eu crezi că-s bani ăștia, de unde că-s bandaje, mă lași. Ok, dar de ce nu pot să mă... Mă plimb ca nebun pe ei singur. Mă, suntem 33 de persoane. Trebuie să fii atent în jocul ăsta, frate. Ce am observat eu, pentru că vin ăștia de unde nu te aștepți. Cred că e foarte tare să joci în echipă, să mai joci cu cineva. Să joci în doi. Că una e când ai pe cineva să-ți acopere spatele, una e când ești singur și fără experiență, frate, e foarte greu. Oricum, jocul e foarte tare, fiind gratis și asta e foarte tare. Păi și pe aici a fost cineva, că sușile deschise și astea, da. Uite ceva acolo, ia să vedem. Ok, ar fi... gloanțe și... Poți să... Hai să iau eu. Nu, mai bine așa, nu prea am procedat eu cum trebuie. Wow! De-i full ăla. Păi și renunț. Cum renunț la asta? Nu știu să-l dau jos. A, uite mă că dansează și caracterul meu. Și am reușit să dau și el la jos. Mai sunt 20 și... What the fuck, man? Du-te mă, frate, ăștia sunt foarte buni. N-ai cum, frate. N-ai cum, ești nebun, ce-ai? Ce stă, mă, frate? Asta-i. Nu contează. Deci, cam asta ar fi tot din primul meu episod din Fortnite. Sper că v-a plăcut, cu toate că n-am făcut mare lucru. N-am făcut și o level 5, dar să-mi bat piciorul, n-am făcut niciun kill. Sunt praf. Momentan sunt praf la jocul ăsta, dar vă promit că pe viitor, dacă vreți să continuăm cu jocul pe canal, să facem un... miniserie cu jocul ăsta și vreți să continui, cu toate că n-am eu experiență acum, vă promit eu că o să joc mult mai bine acest joc.
Și nu o să vă dezamăgesc, o să vedeți că o să fac ceva episoade interesante pe viitor, dar acum depinde de voi să vedem câte like-uri se strâng, câte comentarii de încurajare ca să continuăm să facem serie. O să fie la acest prim episod și după aceea eu o să văd cum stau treburile și să văd dacă continui cu jocul pe canal sau nu. Deci totul depinde de voi, abonații mei minunați, extraordinari. Deci eu am fost Relu și ne auzim data viitoare. Pa, pa!